încep doar să-i explic. Medana, senzația. Ai putea să-i explici tu acum? Da. Ești fericită, Medana, în această relație? Am crezut că sunt fericită sau am fost fericită, dar în spatele lucrurilor care le arătam, de fapt, era el care tot timpul îmi spunea că asta înseamnă iubire, că eu nu-mi doresc căsătorie pentru că nu sunt căsătorită, nu-mi doresc copii pentru că nu am copii. Niciodată nu s-a gândit la lucrurile care mi le doresc eu cu adevărat. Știa. Ce-ți doreai cu adevărat tu? Nu știu, altceva. Nu pot să zic că am fost foarte fericită și am avut o relație frumoasă, doar că a lipsit acel ceva. Acel ceva de care mi-am dat seama și trebuie să trec prin atâta și să accept ideea că dacă noi n-am fost aici, nu s-ar fi întâmplat nimic. Nici la tine ce am văzut eu și ce mi-am imaginat că ar fi putut urma după acea zi. Era greu, nu pot să-ți explic ce sentimente am avut și nu se înțeleagă nimeni niciodată. Dar Medana, să te înțeleg eu, pentru că am trăit exact aceleași sentimente. Medana, gândurile acestea de nefericire. Da. În ceea ce privește relația voastră, nefericirea ta în această relație, l-ai dobândit pe insulă sau ai venit cu el aici? Am venit cu el aici. Dar el știa lucrurile astea, el știa că eu în foarte multe situații nu sunt fericită. Știam, dar nu puteam să simt exact ce simtea. Ce simțea ea. Una e să știi și alta e să simți. Cum încerc să explic și ei acum. Una e să știi, să vezi și să-ți imaginezi ce-a fost acolo și alta e să simți exact ce-a fost acolo. Dar și eu am simțit și 10 ani lângă tine am simțit fiecare lucru care ți l-ai dorit tu. Am fost mult prea distrus, m-am consumat mult prea tare. A fost singurul lucru de care m-am putut lega să trec peste. Nu mai vreau să vin aici, am spus că am pun punct acestui Robert, test. Robert, Medana a văzut niște imagini cu tine mult mai grave decât cele pe care le-ai văzut tu cu ea. Da, perfect. Dar dacă nu faci lucrul ăsta. Dar nu, tu nu o să înțelegi niciodată. Nu înțeleg, zic, nu am înțeles 10 ani și nu o să înțeleg. Nu o să înțelegi niciodată. Deci dacă eu puteam în următoarea clipă să vin la tine, nu se ajungea nicăieri. Oricum, îți respect decizia, indiferent care ar fi ea. Asta am învățat aici. Și n-am să... Nu mai pot să mă gândesc că ne întoarcem acasă și tu faci ceva din ce nu-ți dorești. Robert, tu realizezi faptul că femeia de lângă tine este o femeie nefericită. Nici nu mai știu ce să cred. Deci s-a numit și noi în viața de zi cu zi ne contrazicem foarte mult. De nu știi exact ceea ce simte. Și ea se contrazice. Deci înainte spunea că se contrazice, că se simte într-o colibie. Ai văzut-o cu lacrimi, deci o spunea din suflet. Că nu-i ceea ce își dorește ea. După care spunea că a fost ok. Pentru că eu i-am lipsit cel mai mult. Să gândesc cum gândești că tu. Că dacă mă pierde pe mine, pierde totul. Medana, după care știa Robert se bucură că m-a pierdut. Da. După care se bucură că m-a pierdut. Ce însemna acea colibie, mai exact? Eu în relația asta am avut nevoie de a simți că am lângă mine un bărbat care mă iubește, care mi oferă atenție, care nu mă înșală, nu mă bate și el a fost acea persoană. Doar că el știa că mai am nevoie de anumite lucruri. Adică el încerca de multe ori să... Dar crezi că el te iubește? Nu știu, de multe ori am avut impresia și am impresia că eu pentru el reprezint o obsesie sau un trofeu. Dovadă clară, dacă m-ar fi iubit în adevăratul sens al cuvântului, așa cum spune el, nu ar fi ajuns în pat cu Dea.
Dar nu contează dar ce-a făcut înainte. El sau ce-am făcut eu. Dar tu înainte ai spus că ești nefericită în relație. Cum? Zic, tu înainte ai spus că ești nefericită în relație. Cui? Drobi? Înainte ca el să ajungă în pat cu Dea. Da. Da, el știa... În aceea zi, știi că a primit declarațiile tale, da. Suna mult prea diabolic, suna mult prea... Nefericire. Nu te mai recunoșteam. Pentru că tu nu mă mai recunoșteai în ultimii ani, tocmai pentru că știai că se întâmplă ceva cu mine. Știai că nu mai ies eu. Nu știam, pentru că nu ai spus-o. Te-am întrebat și înainte să... Și înainte să cumpărăm casa aia, că am vorbit de 100 de ori, cred că, pe partea cealaltă. Și înainte să cumpărăm casa aia, te-am întrebat, e sigură dacă vrei? Cine și-a dorit casa aia? Știi bine că... Cine și-a dorit casa aia? Eu mi-am dorit o casă, cu tine, atât. Da. Nu mi-am dorit-o neapărat pe aia. Tu nu mai știi exact detaliat toate. Am încercat amândoi să credem că ne-o dorim acea casă. Am făcut-o exact pe placul nostru. Și la final, ți-am spus că există ipoteza, există șansa, ipoteza de a o vinde și a ne lua exact ceea ce ne dorim. Vreau să te zic ceva. De ce niciodată nu te-ai despărțit de mine? Sau care... Pentru că te-am iubit cu adevărat întotdeauna. Și pentru mine asta înseamnă iubire. Tu nu înțelegi și nu o să înțelegi niciodată. Privind din exterior, dacă ai auzit o persoană întrebând, o ispită... Da. Tu pe ce post ești aici? Ești pe post de ispită și te atingi de ea cerându-i ceva? Nu, nu înțeleg. Nu, pentru că nu am ajuns în cameră. Tu asta n-ai înțeles până acum, nu... Dacă Matei nu-mi dădea mie de înțeles anumite lucruri și m-aș fi dus la el și l-aș fi întrebat, Matei, tu nu ești o ispită aici, ca și cum? Hai! Nu, asta ai înțeles tu. Asta ai înțeles tu acolo. Cum? Atâta timp cât eu te văd frecat de ea. Și atâta timp cât tu o iei pe ea să o săruți. Și pe parcursul ceremoniei, din ce în ce mai multe frustrări ies la iveală în discuția celor doi. Asta e problema, că în 10 ani niciodată nu m-ai văzut capabilă să gândesc. Cu capul meu tot timpul m-ai crezut capabilă. Doar din moment ce tu te-ai simțit, tu n-ai idee. Aia înseamnă că ești proastă, aia înseamnă că e o problemă în relația noastră. Exact. Și am crezut că a luat totul prin sfârșit acolo. 10 ani mai înseamnă o lungă perioadă de promisiuni. De multe ori am spus că nu aș putea să înșel vreodată. Și totuși ai făcut-o. N-am făcut-o. Bă, cum? Dar și tu ai făcut-o, tu înțelegi? Nu. Asta încerc să-ți explic. Nu înțeleg. Dar prin ce te-am înșelat eu pe tine? Zic, prin ce te-am dezamăgit? Prin totul că ai stat lângă mine pentru ce? De legături dincolo de iubire. Tu? Da. N-ai putut să pleci de lângă mine pentru că ți-am oferit tot confortul. Tu nu mai simțeai iubire, nu mai simțeai nimic. Și aceiași 10 ani generează cuvinte grele. Ești dezamăgită de tine ca om. Exact la fel. Și reproșuri dure. Înseamnă că pentru ce să continuăm o relație dacă nu avem... Asta ți-am spus că îți respect decizia, nu e nicio problemă. Așa. Robi, ce a fost între voi? A fost un joc al minții. Nu pot să zic. Dar de ce? Am văzut niște videouri în care ea vorbea doar de Matei, în care vorbea de nefericirea ei față de mine. Îmi spunea că eu nu am putut să fiu niciodată un bărbat, bărbatul pe care ea și l-a dorit. Am încercat să îl fac bărbatul care mi l-am dorit și de câte ori aproape reușeam, de câte ori îmi scotea ochii, că eu tot ce vreau e să-l schimb. Dar cum arată bărbatul pe care ți l-ai dorit? Cum arată? Nu. Cum se poartă? Nu. Și în același timp eu sunt rezultatul la ceea ce ți-ai dorit. Nu, vrei, nu vrei să accepti aceasta? Dacă aceasta erai rezultatul, acum nu ne certam și eram din contră de mână. Asta zic. Asta e contrariu. Da, sunt exact ceea ce ți-ai dorit. Înseamnă că nu suntem unul pentru celălalt. Da. Perfect. Gata.
Gata, ce? Am încheiat. Crezi că el te iubește? Da, mă iubește și eu îl iubesc. Mai mult decât orice. Dar... pe lumea asta. Dar Medana este mai bine separat, nu? Da. O să ne mințim singuri. Dacă spunem că separat. Radu, eu nu aveam încredere în el. Sau aveam încredere, dar știam că mă va dezamăgi. Și vreau să văd dacă într-adevăr o face. Dacă el are dreptate și iasă cu capul sus în fața mea, negreșind într-un nimic, sau pur și simplu am eu dreptate și la sfârșit o să văd ceea ce am văzut acum, că indiferent de ce scuză și pretext găsește, a greșit. Scuză. Și nu este pretext. Atunci... și n-am greșit. Până în clipa n-o în care niciodată. A primit mesajul din partea ta, că ai văzut, simți că ești într-o colivie. Da. Consider că el a picat în ispită. Și acum ai recunoscut, a doua oară. De ce? După ce eu am făcut acel pas care tu îl consideri, acum recunoști că ți-e mai bine singură. Deci tu ai avut o pauză de mijloc în care ți-ai dat seama că mă iubești. Eu am fost exterioare. Adică de când, cât timp am fost cu tine și de când încep să fiu cu tine? Tu în timp cât ai fost aici? Că ți-am spus și acum și spun, te iubesc. Dar nu o să pot să mă iubești niciodată. Nu o să miști tu pe mine. Eu da. Am văzut. Au fost aruncate acuzații de ambele părți și și-au găsit vina reciproc. Dar vor alege să pună punct sau vor alege să meargă mai departe împreună, închizând ochii fiecare dintre ei la abaterile celuilalt? Revenim imediat.